Stimați cetățeni, situația în țară este gravă. Oamenii nu au loc în spitale, medicii sunt la limita puterilor, tot mai mulți oameni nu își pot întoarce datoriile, pensionarii nu au bani de mâncare și de lemne de foc, agricultorii sunt disperați din cauza consecințelor secetei, micii antreprenori nu reușesc să-și salveze afacerile. Situația în țară este gravă, iar între timp, în Parlament se întâmplă lucruri rușinoase. În aceste zile s-a construit o nouă majoritate parlamentară, PSRM Șor, care nu are respect nici pentru lege, nici pentru oameni. Socialiștii, în disperare că au pierdut alegerile, de frică că vor trebui să răspundă pentru fără de legile pe care le-au comis, au făcut alianța PSRM Șor ca să poată adopta legi care să le permită să fure în continuare nepedepsiți. Ieri, în Parlament, majoritatea PSRM Șor a votat în mare grabă mai multe legi antipopulare. Aceste legi au fost votate cu încălcarea normelor parlamentare și a Constituției. Legile votate la repezeală nu sunt pentru oameni, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Dimpotrivă. În legea bugetului votată ieri în 3 minute, fără nicio dezbatere, nu se regăsesc suficienți bani pentru a ajuta păturile nevoiașe, pentru medicină, agricultori sau micii antreprenori. Legea cu privire la retragerea SIS-ului din controlul președintelui înseamnă micșorarea puterii președintelui ales. Oamenii au spus că vor un președinte care să lupte cu hoții, mai ales cu cei din Parlament. SIS-ul nu este bagajul de mână al lui Dodon. SIS-ul este instituția care îi oferă președintelui posibilitatea să-și îndeplinească mandatul. Iar mandatul meu este împotriva corupției. Ei vor să șteargă toate urmele, să-și ascundă toate dosarele. Planurile noii majorități nu se opresc aici. Se încearcă punerea în fruntea tuturor instituțiilor statului a oamenilor lui Dodon și a lui Șor. Am văzut timp de un an ce înseamnă guvernarea lui Dodon și în ce dezastru ne-a dus această guvernare. Majoritatea PSRM Șor vrea să păstreze acest parlament încă 2 ani. Un parlament în care unii deputați s-au vândut de 3 ori deja. Am văzut deputați sechestrați, cărora li se dă peste mână și li se spune cum să voteze. Ei vor să păstreze acest parlament pentru a-și proteja schemele și pentru a proteja hoții. Acest parlament trebuie să plece. El acționează împotriva poporului. Astăzi, în Parlament, nu există 51 de deputați responsabili cu care să poți face o guvernare pentru oameni. Am depus contestație la Curtea Constituțională. Vom cere anularea tuturor legilor antipopulare pe care Alianța PSRM Șor le votează cu încălcarea Constituției. Împreună, trebuie să oprim această tentativă de uzurpare a puterii. Oamenii cer anticipate. Noi vom face ce ne cer oamenii. Duminică, pe 6 decembrie, la ora 11, vom organiza o consultare cu cetățenii în Piața Marii Adunări Naționale. Duminică vom ieși să oprim tentativa de uzurpare a puterii. În continuare, vreau să mă adresez vorbitorilor de limbă rusă. Когда воры рискуют потерять власть, они начинают натравливать людей друг на друга. То, что мы увидели вчера в парламенте, был жест отчаяния 2 воровских группировок. Целых 5 лет Дадон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме за кражу миллиарда, а теперь они сообщники и грабят страну вместе. Мы не позволим им разделить нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности. Их надо сажать. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого национального собрания остановить попытку узурпировать власть. Mereu când hoții riscă să piardă puterea, ei încep să învrăjbească oamenii unii împotriva altora. Toate încercările lor de a ne certa sunt pentru ca noi să nu vedem cum ei fură banii din schemele lor. Parlamentul nu este legitim. Poporul
trebuie să aleagă alt parlament. Duminică, 6 decembrie, cetățenii vor veni în Piața Marei Adunări Naționale ca să le spună hoților că vremea lor a trecut. Toți cei care au luptat împotriva propriului popor au fost alungați. Vă rog foarte mult să respectați măsurile de protecție. Vă rog mult să purtați corect masca și să păstrați distanța fizică. Vă rog foarte mult să ne protejăm unii pe alții.